Urmașii lor mei văcărești, lasă vouă moștenire, crearea limbii românești și a patriei cinstire. Acestea sunt versurile în eternitate care, printre câteva ruine din cei șapte munți care aparțineau văcăreștilor, le-au mai rămas nouă moștenire astăzi. Conștiința identitară a scriitorilor, istoricilor sau a criticilor literari a făcut posibilă desfășurarea celui de-al 47-lea festival concurs de literatură Moștenirea Văcăreștilor. Este dovada clară că istoria neamului vrednic al văcăreștilor a fost atașată sufletului celor care au privilegiat nașterea și dăinuirea acestui eveniment de ediție. Reflecții personale și idei originale au condus la fecundarea unor comunicări științifice, dar și volume de carte lansate în cadrul festivalului de către academicieni și membrii ai Societății Scriitorilor Târgovișteni, Mihai Cimpoi, George Coandă, Victor Petrescu, Mihai Stan și alții ce se numesc printre brilianții literaturii autohtone. Iată-ne așadar la a 47-a ediție a Marului Festival Național de Literatură Moștenirea Văcăreștilor. Este în acest moment cel mai longeviv festival de acest gen din țară. De-a lungul timpului, festivalul a reușit să creeze o stare de emulație nu numai în Târgoviște, dar și în planul culturii naționale. Pentru că de-a lungul celor 47 de ani, înfruntând iată vremurile și vremuirile, festivalul a reușit să devină și o tribună de lansare a unor nume de prestigiu ale literaturii noastre. Unii au fost chiar prezenți în sală astăzi, membrii ai Uniunii Scriitorilor, unii membri de academii din țară și din străinătate, în așa fel încât în acest moment Moștenirea Văcăreștilor, ca și Crizantema de Aur, este un adevărat brand, ca să folosim o terminologie mai nouă și mai englezească, al culturii cetății mari voivodale a Târgoviștei, a cetății care l-a dat pe Petru Cercel, pe Mihai Viteazu, dinastia Văcăreștilor și cei care au fost începători ai literaturii moderne române de la Târgoviște, Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu, cel cu care începe de altfel și academismul în România. A ajuns la 47-a ediție grație sprijinului pe care l-a acordat Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Cultural. Festivalul continuă să rămână într-adevăr o flacără care arde, iată, pentru că există și pentru că va exista, ceea ce este de altfel speranța unora din fondatorii de acum 47 de ani. Unii din fericire mai trăiesc, unul din aceia este cel care vorbește acum. De speranța noastră este aceea ca festivalul să fie, așa cum spuneam, flacăra care arde în numele marii cetăți a eternității culturii românești, care este Târgoviștea. Speranța fondatorilor este ca această flacără ce arde numele marii cetăți a eternității culturii românești, care este Târgoviștea, se va menține fără opreliști vreodată.